Bună dimineața și bine ați venit la cea de-a 12-a ediție a concursului național de această dată, a concursului național de matematică Teodor Topan. Am deosebită plăcere de a vă prezenta gazdele acestui concurs, cei care au muncit, cei care sunt în spatele acestor subiectelor frumoase, pentru că acesta este adjectivul pe care îl folosim atunci când vorbim de subiectele pe care voi le rezolvați la concursul Topan. Și voi începe cu colaboratorii noștri direcți. Mai exact, cu domnul primar Cătălin Septimiu Țurcaș, inginer la bază, cu doamna inspector de specialitate Niculina Radu, de asemenea, piatra din capul unghiului, elevul colegului nostru, profesorul Teodor Topan, George Țurcaș, doctorand în matematică la Facultatea Warwick. De asemenea, din Comisia de Elaborare a Subiectelor au făcut parte în acest an domnii profesori Dorel Miheț de la Universitatea de Vest din Timișoara, Andrei Eckstein de la Universitatea Politehnică din Timișoara și domnul profesor Dorin Andrica de la Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Lor, dumnealor, li s-au alăturat studenții, cunoștințe mai vechi de ale noastre, Vlad Crișan, doctorand la Universitatea din Göttingen, Germania. Hai, Vlad, să te vadă! Mihai Nechita, doctorand la University College London. Vlad... Să vă văd! Vlad Mihalinu, da, să salute publicul, pentru că ei, în această societate în care noi spunem că suntem într-o criză de modele, în fața voastră sunt niște tineri care pot constitui modele pentru fiecare dintre voi. De aceea am ținut să-i identificați aici. Vlad Mihali este student la Facultatea de Automatică și Calculatoare din Cluj-Napoca și Alexandru Mihalcu, student la Oxford. Îmi face o deosebită plăcere, repet, să-i avem astăzi aici, în Școala Silvania, alături de dumneavoastră, cei care ați răspuns prezent. În acest an vor concura peste 300 de elevi. De aceea le mulțumesc dintr-un început profesorilor care i-au însoțit, care i-au îndrumat și care le-au insuflat acestor copii spiritul competiției. Elevii sosiți în orașul nostru în această zi de decembrie sunt din Cluj, Bihor, Maramureș, Satu Mare, Bistrița Năsăud, Alba, Mureș și din Republica Moldova. Ca în fiecare an va fi, cu siguranță, o competiție de înaltă ținută. Și faptul că acest concurs a crescut an de an este o confirmare a faptului că aici lucrurile se petrec așa cum trebuie. Nu sunt doar subiecte frumoase, ci și corectarea este așa cum trebuie să fie. Deci, topul pe care îl veți vedea după amiază la ora 4, când va avea loc festivitatea de premiere la Casa de Cultură, este pe merit. Pentru că așa se corectează fiecare an la concursul Teodor Topan. Dau cuvântul în continuare domnului primar, gazda noastră, cel care a făcut posibil, financiar vorbind, și nu numai, și financiar și moral, ca acest concurs să ajungă la cea de-a 12-a ediție, în contextul în care toate concursurile, majoritatea concursurilor din România sunt contra cost, acest concurs este total altfel. Onorată asistență, o să fac ceea ce vă place vouă, vă place matematica și vă mai place ceva, să ascultați pe cineva care vorbește puțin, o să mă străduiesc să fac asta. Mă bucur că este
Concursul a crescut în fiecare an și le mulțumesc în primul rând din suflet celor din spatele acestui concurs, care pare simplu, dar nu este chiar așa. În special profesorilor care în fiecare an vin, fac un efort și vin de la Timișoara și anul acesta și de la Cluj, domnii profesori Eichstein și domnul profesor Miheț și, nu în ultimul rând, domnului profesor Dorin Andrica, care va veni puțin mai târziu, băieților care sper eu că iubesc și mleu, pentru că nu e așa, când iubești ceva, vin fiecare an. Faptul că vin în fiecare an înseamnă că s-au atașat oarecum de acest oraș, de voi și de acest concurs. Și nu în ultimul rând, tuturor acelora inspectoratului școlar, îi mulțumesc, doamne inspectoare, că este aici, Școlii Silvania, care se implică și în tot spectrul acesta și în toată adunătura asta de oameni pe care am înșirat-o, eu sper că este un lucru foarte bun. Vă mulțumesc din suflet, concursul știți că este unul ușor și la sfârșitul concursului, ca și în fiecare an, îi vom vedea pe cei mai buni dintre voi. Vă rog să rămâneți până la final, pentru că regula pe care am stabilit-o în fiecare an este aceeași. Cei care vor pleca și vor lua premii, nu vor încasa suma de bani. Eu cred că dacă ați făcut efortul să veniți până aici, cred că merită să mai stați încă câteva ore în plus pentru a participa la festivitatea de premiere. Vă doresc mult succes și sunt convins că o să fiți fericiți peste, nu știu, peste 5 ore. Succes tuturor! Mulțumesc! Mulțumim mult! Să știți că premiile sunt consistente. Ați aflat premianții din anul trecut, știu acest lucru, că premiile se ridică la sume frumoșele, premii chiar mai mari decât la Olimpiada Națională. Îi dau cuvântul doamnei inspector Niculina Radu și după aceea oaspeților noștri. Onorate gazde, stimați invitați și colegi, dragi elevi, mă simt onorată și, după cum vedeți, emoționată să particip alături astăzi de dumneavoastră la acest eveniment deosebit al orașului Șimleu și al învățământului sălăjean în egală măsură, eveniment organizat an de an în memoria celui care a fost un remarcabil dascăl și om de cultură, domnului profesor Teodor Topan. Doresc să vă transmit și din partea Inspectoratului Școlar Județean Sălaj și a mea personală un călduros mesaj de bun venit tuturor, elevi, profesori, invitați și, de ce nu, și organizatori. În final, dar nu în ultimul rând, vreau să mă adresez invitaților de onoare, domnilor profesori universitari și studenților și, în egală măsură, organizatorilor acestui concurs, întregului colectiv al acestei școli, în frunte cu doamna directoare și, în special, domnului primar Sertiliu Țurcaș. Cu siguranță că nu e ușor să organizezi o astfel de competiție școlară, o competiție de o asemenea anvergură, o adevărată desfășurare de forțe, ca să zic așa, începând cu întreaga logistică necesară desfășurării în bune condiții a concursului, continuând cu subiectele de concurs frumoase, deosebite, interesante, tari, propuse de profesioniști de excepție în domeniu și terminând cu programul la care tocmai am început să participăm și respectiv cu premiile obținute. Vă doresc, de fapt, ne doresc tuturor o zi reușită. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumim, doamna inspector! În continuare dau cuvântul lui George Cătălin Țurcaș, liantul a ceea ce se întâmplă astăzi. Vă mulțumesc frumos! Vă promit că o să fiu foarte scurt. Dar vreau să mulțumesc unor oameni de care noi adesea uităm și vreau să mulțumesc în mod deosebit tuturor profesorilor pregătitori, tuturor profesorilor însuțitori, tuturor profesorilor de la Școala Silvania care ne sunt gazde. Adesea uităm, să vă spunem un
simplu și sincer mulțumesc. Acum o să trec la câteva, la câteva informații practice. La clasa 5-a și clasa 6-a, proba de concurs va dura 2 ore. În prima jumătate de oră din aceste 2 ore, puteți să puneți întrebări legate de enunțul problemelor. Deci dacă nu înțelegeți enunțul sau ceva vi se pare neclar, ridicați mâna sus în prima jumătate de oră de concurs, un membru al comisiei va veni în sală și vă va răspunde întrebări. Nu veți primi ajutor substanțial la problemă, la rezolvarea problemei, dar probabil veți primi o clarificare. La fel, regula asta cu prima jumătate de oră se pun întrebări, este valabilă și pentru clasele 7-12. Diferența între cele două secțiuni este că cei de la clasa a 7-a până la 12-a vor avea 3 ore. Și vor avea de rezolvat 4 probleme, spre deosebire de cei de clasa 5-a 6-a, care vor avea de rezolvat 3 probleme. Cred că am spus lucrurile esențiale, nu? Vă rog să mă completați dacă... Vă urez mult succes și să nu aveți emoții, să vă bucurați de problemele din concurs. Mulțumesc! Încă de dimineață mă înclin în fața dumneavoastră pentru tot ceea ce faceți. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc sărbători fericite și încă de pe acum vă adresez invitația pentru 2018 la concursul Topan.